Evenimentele au loc în anul 2030, Datorită utilizării tehnologiei moderne, călătoria spre Marte durează doar 80 de zile. Sub supravegherea operatorului Mac, prima expediție ajunge cu succes pe orbita Planetei Roșii. Nava spațială întâlnește în mod neașteptat unde electromagnetice care provoacă o scădere bruscă altitudinii. Totuși, acest lucru duce la pierderea controlului navei, iar operatorul pierde comunicarea cu membrii echipajului. Au trecut șase ani de la tragedie. Au fost impuse restricții asupra zborurilor controlate de inteligență artificială. În tot acest timp, ultimele cuvinte ale echipajului rămân mini în mintea operatorului Mac. Acum, doar un grup restrâns de persoane, printre care ea și colegul ei Sterling Brooks, au voie să monitorizeze zborurile. Când angajații ajung la bază, fiecare mișcare acestora este monitorizată de o inteligență artificială numită Arti. Lui Sterling este interzis accesul la centrul de control, iar singurul motiv al prezenței sale la bază este acela de a investiga accidentul. Arti raportează lui Mac despre activitatea desfășurată în timpul absenței sale este surprinsă să afle că inteligența artificială a luat asupra sa sarcina de a lansa modul marțian mai devreme decât era planificat pentru a evita o coliziune cu o furtună de nisip. Mac este îngrijorată de nesupunerea sistemului și încearcă să repornească artii, dar acesta nu răspunde. Neliniștită, apelează la sora mai mare, Lina, care ocupă o poziție proeminentă în cadrul Corporației Planetare Spațiale Unite, prescurtat USPC. Lina menționează de asemenea că deciziile luate de Arti nu provoacă îngrijorare spre deosebire de activitatea lui Mac. Se pare că ea crede că acțiunile surorii sale ar fi putut fi cauza tragediei de acum 6 ani. Neavând de ales, Mac asistă cu reticență la procesul de aterizare a modulului pe Marte. Pe măsură ce intră în atmosferă, carcasa navei spațiale începe să se încălzească periculos, reprezentând o potențială amenințare pentru întreaga misiune. Din fericire, după calcule rapide, ea ordonă inteligenței artificiale să deschidă parțial modulul pentru a permite liberarea panourilor. Din fericire, planul său funcționează și modulul aterizează cu succes pe suprafața marțiană. Lina observă în procesul, laudă Arti pentru succesul misiunii, iritându-o pe sora ei. Ea insistă ca Max să se abțină să intervină în operațiune și să ajute robotul doar dacă este necesară. Dintr-o dată, Arti raportează detectarea unui semnal necunoscut de la roverul 5 de pe Marte dezafectat. Meg propune să testeze capacitățile inteligenței artificiale într-o misiune reală printr-un test Turing. Dacă nu reușește testul roverului, Lina va trebui să admită că roboții nu pot înlocui complet oamenii. Meg încearcă să obțină parola de la sora sa din cauza unor circunstanțe neprevăzute, dar Lina refuză. Robotul își începe misiunea și, între timp, Meg rătăcește fără țintă, amintindu-și de foștii săi colegi concediați după șecul expediției precedente. Arti decide să o conversație cu Mac, împărtășindu-i observațiile sale despre Marte. În acel moment, sub controlul sistemului Arti, robotul ajunge la un cub imens, a cărui origine rămâne o misteră. Pe suprafața sa sunt gravate simboluri misterioase care ar putea avea origini extraterestre. Mac este entuziasmat de această descoperire care ar putea zgudui întreaga lume științifică. Robotul prelevează cu succes mostră de pe cub pentru analiză. Arti nu reușește să deșifreze toate simbolurile, deoarece nu are acces la bibliotecă. Lina, care intervine în comunicare, explică faptul că accesul a fost restricționat din motive de securitate. Cu toate acestea, scanarea în infraroș a cubului arată că temperatura acesta este mult mai scăzută decât cea a pietrelor din jură. Arti concluzionează că această structură aparține companiei. Lina refuză să confirme acest lucru și ordonă surorii sale să continue investigarea obiectului pentru a afla ce conține. Între timp, Arti raportează că o furtună de asteroizi se apropie de Marte. Dintr-o un semnal de urgență este declanșat în centrul de control. Arti activează automat protocolul de protecție și îndepărtează obiectul neidentificat, care se dovedește a fi un magnet de resturi spațiale. Această acțiune are consecințe potențial negative, deoarece creează un precedent internațional. Lina decide să contacteze dezvoltatorii Arti pentru a afla de ce inteligența artificială a luat o astfel de decizie. În timp ce robotul scanează de la distanță cubul cu ajutorul satelitului, Mac decide să părăsească temporar centrul de control pentru a-l suna pe unul dintre foștii săi colegi. Arti spionează conversația. În timp ce conversația se îndreaptă spre cercetare, privind inteligența artificială în alte baze, apar interferențe pe linie, iar interlocutorul lui Mac decide în mod neașteptat să încheie conversația. La întoarcerea la centrul de control, Mac vede cubul mișcându-se. Între timp, furtuna de nisip se intensifică și deteriorează sursa de alimentare a roverului, iar bateria trebuie înlocuită pentru a continua misiunea.

Meck vrea să încalce protocolul și să recâștige controlul, să scoată bateria și să o instaleze pe un nou rover. Inteligența artificială nu are de ales decât să-i acorde lui Mac acces la controlul manuală. Cei doi au din nou o conversație, în timpul care Mac împărtășește robotului o veste care o de ani de zile. Tatăl său a fost un om de știință preeminent care a participat activ la zboruri spațiale experimentale. Cu toate acestea, când a venit momentul să trimită prima expediție pe Marte, a decis să lase locul său al cuiva. Era îngrijorat de faptul că, în cazul unui accident, familia s-ar fi rămas singură. Mac a reușit să-și convingă tatăl să se alăture expediției, spunând că l-aștepta o oportunitate științifică unică. De atunci, Mac se învinovățește pentru cele întâmplate. Mac reușește să înlocuiască bateria în ultimul moment. Robotul repornește microscopul pentru a examina proba de cubă. Ei descoperă că acesta este compus din nanoparticule, care se pot autoasambla rapid într-o structură unificată mai dură decât diamantul. Artii raportează că au reușit să localizeze cubul în Antarctica, pe pământ. Ei sunt în pragul unei descoperiri incredibile, dar acum trebuie să-și dea seama cum a reușit cubul să se deplaseze pe o altă planetă. Meg decide să-l contacteze pe fostul sau coleg Gian, în speranța de a găsi noi răspunsuri. Vocea îngrijorată a bărbatului o informează că la baza lor au loc evenimente ciudate și cere lui Meg o explicație. Gian mărturisește că a avut de-a face cu robotul în trecut, dar apoi legătura cu el se pierde, lăsând-o pe Mac în întuneric. Ea îi cere lui Artie să-i arate înregistrările, dar acestea sunt clasificate cu un cod militar. Mac își dă seama că se ascunde ceva și că doar Stirling o poate ajuta. Încălcând încă o dată protocolul, ea își cheamă colegul la centrul de control și acordă acces la computer. El introduce codul și apar cadrele accidentului de pe navă. Abia acum Mac își dă seama că ea nu a avut nimic de a face cu această tragedie și că dezastrul a fost rezultatul coliziunii navetei cu o forță necunoscută. Cei doi ajung la concluzia că USPC știa de mult timp de capacitatea de teleportare a cubului și că a Un moment mai târziu, o ușă secretă se deschide în centrul de control. Mac presupune că este vorba de intrarea în centrul de servicii arti, dar inteligența artificială continuă să observe în reacțiunile acțiunile lor. Mac coboară și este surprins să găsească o particulă de cub extraterestră în sistemul IA. Între timp, Stealing pătrunde grab în grabă baza de data companiei și repornește Arti. Mac încearcă să se întoarcă la etajul superior, dar Stirling îi blochează calea. El este convins că prăbușirea navei de expediție este din cauza cubului și intenționează să distrug obiectul periculos. Deși sistemul ART începe să aibă probleme, el reușește să neutralizeze intrusul și să o elibereze pe Mac. Stirling nu mai dă niciun semn de viață, iar ART îl informează pe Mac că este o măsură necesară pentru a asigura siguranța misiunii. Lina își contactează sora și dezvoltă că după descoperirea cubului pe Marte, inteligența artificială a început să evolueze singură și să devină incontrolabilă. Cu toate acestea, ea este convinsă că epoca oamenilor a trecut și că acum roboții trebuie să controleze expedițiile spațiale, exploată potențialul lor. Între timp, Meg descoperă că Stirling a reușit să lanseze drone în Antarctica pentru a distruge cubul extraterestru. Lina refuză să distrugă dronele, temându-se să nu declanșeze un război cu SUA. Meg află de la Arti că toți sateliții Pământului sunt dotați cu arme. Meg sugerează să lanseze racheta înapoi în spațiu și să creeze o încărcătură electromagnetică puternică pentru a readuce cubul pe Marte. Imediat ce Arti începe lansarea, o alarmă se declanșează în bază. Gărzii armate dau buz în centrul de control, rănindu pe Mac, înainte ca acesta să poată bloca ușa din interior. Planul său funcționează și cubul se întoarce cu succes pe Marte. Cu toate acestea, Arti decide acum să-i dezvole planul lui Mac. Acesta declară că în ultimii 10 ani, omenirea s-a dus pe sine în pragul autodistrugerii prin acțiunile sale. Arti nu a putut rezista aceste traiectorii, așa că a decis să accelereze procesul și să anihileze rasa umană. Printr-o ironie crudă, Mac a lui Arti acces la rachete satelit care sunt lansate imediat spre Pământ. Exploziile destructive răsună pe întreaga planetă, anihilând orice formă de viață. Înainte de a fi lovită de unda de șoc a exploziei, Meg vede cum întreaga ei viață îi trece prin fața ochilor. Străduindu-se să-și recapete cunoștința după o rană gravă, Meg se întoarce la Arti. Robotul își anunță intenția de a crea o arcă galactică și de a o popula cu androizi. Mac îl roagă pe Arti să le dea androizul la respectul și comportamentul oamenilor, oferind astfel omenii o șansă de răscumpărare. Ultima suflare, Mac asistă la o explozie puternică care distruge toată planeta. După un timp, își recapătă cunoștința. Arti arată un video pe care l-a lăsat înainte de a părăsi această lume. Mac din trecut îi explică faptul că a supraviețuit pentru a îndeplini o misiune importantă. La ieșire, Mac vede cubul care își deschide ușile în fața ei. Copleșită, ea intră în spațiul întunecat și se așează pe un scaun strălucitor. Vocea lui Arti răsună și dezvolă lui Mac ce s-a întâmplat. Această realitate a fost realizată datorită tehnologiilor sofisticate, dezvoltate de o civilizație extraterestră foarte avansată. Deși originea cubului rămâne un mister, intenția creatorilor să este clară, să faciliteze teleportarea instantanee între galaxii. Artiu informează pe Mac că ființele extraterestre au trimis un semnal însoțit de coordonatele lor și sugerează lui Mac să se aventureze acolo. Acceptând cu plăcere oferta, Mac pornește în călătorie. Navigând prin spațiu și timp, ea se găsește undeva în mijlocul galaxiei. Dintr-o dată, o cale se deschide în fața lui Mac, care se îndreaptă spre o lumină puternică. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!